La început de an, fiecare dintre noi ne dorim multe lucruri frumoase. Probabil ne dorim succes în afaceri, ne dorim sănătate, ne dorim prosperitate socială, materială sau de oricare altă natură. Însă, la început de an, îngăduiți-mi să vă ofer o altă perspectivă. Ce ți-ai putea dori cel mai mult? În contextul în care poporul Israel a păcătuit, închinându-se înaintea unui vițel turnat, Dumnezeu rămâne credincios făgăduinței și îi promite lui Moise că va duce poporul în țara promisă, în Canaan. Dar cu următoarea specificație. Și în Exod capitolul 33, Domnul îi spune lui Moise, pleacă din locul acesta împreună cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului și du-te spre țara pe care le-am jurat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov că o voi da urmașilor lor. Voi trimite un înger înaintea ta și voi alunga pe cananiți, pe amoriți, pe hitiți, pe pereziți, pe hiviți și pe iebusiți. Du-te deci spre țara în care curge lapte și miere, dar eu nu voi merge împreună cu tine. La auzul unui asemenea verdict, Moise se îngrozește. Aparent este un verdict destul de bun. Dumnezeu se ține de cuvânt, le oferă prosperitate materială, le oferă pace, le oferă liniște. Și ce ți-ai putea dori decât aceste lucruri? Îți dorești poate pace în țară și Dumnezeu poate promite asta. Poate ți-ai dori prosperitate materială și îi cer lui Dumnezeu aceasta. Dar Moise, la auzul acestui verdict, rămâne îngrozit, întrucât mai presus de binecuvântarea materială, dincolo de prosperitate, dincolo de pace, dincolo de orice altă dorință materială, rămâne o dorință neîmplinită. Și iată dorința lui Moise. Moise i-a zis, dacă nu va merge însăși prezența ta, nu ne lua de aici. Dacă nu mergi tu cu noi, nu plecăm de aici. Pentru anul 2024, dincolo de prosperitate materială, sănătate trupească, binecuvântare socială și pace în țară. Vă doresc să aveți parte de prezența lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ai parte de prezența lui Dumnezeu, beneficiezi și de odihna sufletului. În contextul tulburat al vremurilor pe care le traversăm, mai mult decât orice avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Prezență care călăuzește în luarea deciziilor și prezență care aduce pace. Vă doresc un an plin de prezența lui Dumnezeu, dincolo de toate binecuvântările pe care, de altfel, le dorim cu toții.